Bună, e jucării Disney și engleză cu voi și în acest videoclip deschidem aceste pachete cu ouă cu diferite animale în ele. Ele sunt de la Animal Planet și într-un pachet avem ouă cu surprize din ce cresc în mare, în ocean. Sunt trei diferite așa, creaturi de mare, adică un rechin, o broască țestoasă și un crab albastru. Le vom pune în apă și ele vor crește în apă, cresc cu mult mai mari decât mărimea lor originală. Și iată niște informații aici. Pe urmă, deschidem acestea cu animale de safari. Se zice că crește de 10 ori mai mare. Super! Așa, și mai avem așa niște surprize ascunse în orez colorat. Ok, hai întâi să punem ouăle în apă ca ele să crească. Și ele cresc în foarte mult timp. Voi desigur că veți vedea tot în acest videoclip. Uitați-vă niște fotografii de-a lor. Ok. Ouăle. Îmi place foarte mult culoarea lor. Verde, albastru deschis și albastru închis. Green, verde, blue, albastru. Light blue, albastru deschis și dark blue, albastru închis. Și acum deschidem aceste trei ouă cu animale din safari și să vedem cum ele vor crește. Și aici avem cheetah, ghepardul, zebra, zebra. Și elefantul, elephant. Wow, este stricat, dar e ok. Acesta este negru, black, maro, brown și galben, yellow. O pun așa. Oricum va crește animalul. Deja am văzut că în acel galben a fost zebra. Și iată-le, așa le voi lăsa ca să crească, ele absorbă apă. Și între timp deschidem, adică desfacem aceste surprize. Turnăm orezul aici. Apropo, linkul e mai jos dacă vreți să vedeți cum am făcut acest orez colorat. În acest pahar avem My Little Pony Surprise, surpriză cu micul meu pony. Și iată-i! Pink and yellow colors, culori roz și galben. Mai departe, în orez de culoare verde, green, vom avea surprize cu personaje din povestea jucăriilor, Toy Story. Orez în limba engleză este rice. Ce este acolo? Oh, sample cu orez. Avem pe Buzz Lightyear. Buzz este foarte drăguț. Mai departe, în orez albastru, blue, vom avea ceva surprize din Finding Dory, în căutarea lui Dory. Wow! Și aici avem o broască țestoasă, a sea turtle și o caracatiță.
Squid. Mai departe noresc galben, yellow, surprize cu minioni. Aici avem un minion care s-a colorat. Probabil că el s-a bronzat foarte tare. În orezul de culoare oraș, orange, Paw Patrol, patrula canină, patrula cățelușelor. Avem aici un carnețel. Foarte micuț. Și pe Rocky, cânișorul Rocky. Mai departe, Blue Rice, orez albastru, Moana, Vaiana. Aceste desene animate în engleză se numesc Moana, în română Vaiana. Mai departe, orez de culoare violet și este purple cu trolls, trolii. Și aici avem o rădieră cu Poppy, prințesa Poppy. Sunt mai multe de așa tip. Dar noi avem Poppy aici. Wow! Ea are păr de trolls, troli și este rădieră. Wow! Elastică. Mai departe vreau să vă arăt ouăle. Asta după o zi. Au stat aproape 24 ore aici în apă și s-au început a desface. Și asta este broască țestoasă. Sea turtle, zebra. Dar ele trebuie să crească încă mai mult și vor fi mai distinctive, vor arăta mai bine când cresc la maximum. Aceste ouă nu au intrat de ajuns apă. Așa, și eu le-am spart. Da, ca să scot animal, să absorbă apa. Așa, aceasta este cheetah, ghepardul. Textura așa de geleu ceva. Și hai să spargem și acest ou. Ajutăm la animale. Iată așa. Ok. Acolo era apă. Acesta este crabul. Blue crab, crabul albastru. S-a rupt un ochi, a rămas lipit de ou. Face textura de înăuntru. Și după cum vedeți, crabul este cu mult mai mic, fiindcă în oul acesta lui nu a intrat de ajuns apă deodată. Ce este elefantul? Da, trebuie să mai crească. Cere o bucată de ceva. Ok, uitați-vă acum, după 2 zile de creștere, cât de mari s-au făcut. Super! Între timp, eu le-am schimbat apa de câteva ori, că în instrucție scria
că trebuie schimbat, este mai bine așa. Cât de mare a crescut și dacă comparăm ouul, cât de mic este acum în comparație de această broască testoasă. Și zebra începe să arate mai bine. Dar nu-mi place că ochii nu sunt desenați bine. Ar trebui mai multă culoare acolo. Rechinul, a shark. Da, aștept să văd cum ele vor crește până la urmă, că încă nu au crescut la maximum aici. Ca să crească până la maximum, trebuie să le lași 72 de ore, cam așa, în apă. Ghepardul a crescut foarte super. Elefantul. Urechile sunt mai mari ca corpul, dar el trebuie să mai crească. Crabul a crescut foarte mare. Cu mult mai greu și e mai mare ca elefantul chiar. Sau ca rechinul. Da. Al doilea ochi a rămas lipit de ou. Culoarea aceasta este super, e ca un fel de albastru, dar așa puțin puțin. Este super elastic. Și pot să-l îndoi. Nu știu, se va rupe? Hai să încercăm dacă... Ok, nu se rupe. Foarte bine. Acestea sunt ouăle, rămășițele, adică. Ce super experimentul acesta cu ouă, cu surprize și animale care cresc enorm de mari în apă. Și le-a venit și cu așa un fel de carduri, de exemplu, zebra. The zebra este din aceeași categorie ca și caii. Mânzul de zebră poate merge și sări la doar 20 și 30 minute la naștere și ele comunică prin limbajul corpului, sunete și poziția urechilor. Elefantul, the elephant. Elefanții au fost vânați până aproape de extindere de braconieri care vor colții de fildeș ale lor. Lor nu le place să mănânce arahide și ei nu-i mănâncă nici în zoo, nici în sălbăticie. De obicei, ei trăiesc în grupuri de 15 care este condus de o femelă. Următorul. Cita, ghepardul, este cel mai rapid animal de pe pământ și poate să-și ia viteză până la 60-70 mile, adică 97-112 km pe oră. El este unul din cei mai mici din grupul așa numit pisici mari de pisici sălbatice și ghepardul nu poate urca pe copaci bine și nu are vedere nocturnă bună. Mai departe, am broască țestoasă de mare. Ea majoritatea timpului trăiește în ocean și vine la mal, la țărm, ca să depună ouă pe nisip într-o groapă care ea o sapă singură. Ele pot trăi până la 100 de ani și țestoasele marine sunt pe cale de dispariție. Ele sunt protejate fiindcă sunt foarte puține rămase în sălbăticie. Următorul, ok. Blue crab, crabul albastru. Își are numele din cauza culorii albastre de pe picioare și clește. Corpul lor, în general, e maro sau sur. Crabii albastru se debarasează de coajă, de carapace, ca să-și o reînnoiască, să-și crească alta. Ei pot trăi atât în apă sărată, cât și apă dulce, adică, de exemplu, chiar în lacuri.
Mai departe avem rechinul Mako. El poate trăi atât în ape calde cât și reci și în adâncimi mari și mici. Ei pot înota cu viteză până la 60 de mile, adică 96 km la oră, dar de obicei înotă cu viteze de 30 mile la oră. Toate animalele acestea sunt extraordinare. Uitați-vă cât de mari au crescut. Le vom lăsa în apă și voi face un update, voi spune într-un videoclip următor, voi spune cât de mari au mai crescut și de obicei eu le scot pe urmă din apă și le las să se usuce să văd cum se transformă, așa că eu voi spune ce a urmat cu ele. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, nu uitați să vă abonați, dați un like la acest videoclip dacă vreți să vedeți mai multe de așa gen și ne revedem în următorul videoclip.